Domnul este neprihănirea noastră. Chiar dacă ne place de multe ori să ne lăudăm cu faptele noastre bune, în realitate Biblia spune că înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Și de fapt neprihănirea noastră, neprihănire înseamnă nu cum ne imaginăm noi întotdeauna doar perfecțiune morală, ci neprihănire înseamnă să fii drept. Cuvântul folosit acolo în Scriptură este, sau se poate traduce și cu dreptate. Dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu o primim nu pe baza meritelor noastre, ci pentru că Hristos a murit pentru noi. Și prin credința în El, spune Biblia, îmi place așa de mult expresia folosită de Scriptură în Romani, noi suntem socotiți neprihăniți. Adică ce înseamnă că suntem socotiți neprihăniți? Noi suntem considerați neprihăniți. Nu? Nouă ne place să ne atribuim această neprihănire, dar ea nu este a noastră, ci ea este a lui Hristos. Așa cum am cântat și cântarea asta este foarte corectă din punct de vedere teologic, nu toate cântările sunt chiar așa de corecte întotdeauna, noi încercăm aici să avem un repertoriu cât mai corect din punctul ăsta de vedere, pentru că într-adevăr, neprihănirea nu este a noastră, ci este a Lui. De aceea suntem în această seară aici, să spunem, lăuda să fie numele Lui, binecuvântată să fie prezența Lui în mijlocul nostru. Am văzut că în această seară sunteți mai porniți pe rugăciune, înseamnă că așa o să țineți tot anul. Că așa se zice. Să zice că așa cum începe anul, așa o să o ținem tot anul. Deci, mă aștept ca de acum încolo să vă rugați, am cronometrat, am văzut încă de la prima, a doua, a treia, tot ne-am rugat, Domnul să vă țină năravul, amin. Că la capitolul ăsta trebuie să recunoaștem că avem de lucru, nu-i totul perfect, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că în ciuda faptului că nu întotdeauna rugăciunile noastre sunt perfecte, Dumnezeul nostru rămâne perfect. Și El răspunde câteodată chiar și acestor rugăciuni imperfecte. Aș vrea să vorbesc în această seară despre ce ne dăruiește Dumnezeu în anul 2023. Sau ce ne oferă Dumnezeu în 2023. Parcă și rimează puțin, nu știu, am eu urechea prea muzicală sau nu, dar mai zic o dată. Ce ne oferă Dumnezeu în 2023? De fapt, Dumnezeu ne oferă anul acesta exact ce ne-a oferit și anul trecut. Și o să vedem împreună, citind din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Luca, din cel de-al 13-lea capitol, voi citi de la versetul 1 ca să înțelegem tot contextul. În realitate avem pentru seara aceasta doar 4 versete de la versetul 6, respectiv versetul 9. Dar ca să înțelegem mai bine pilda smochinului neroditor, pilda aceasta care e citită în mod obișnuit de anul nou, aș vrea să citesc tot contextul începând cu versetul 1, chiar dacă mă iertați, nu sună chiar așa de pozitiv. Da, sunt cuvintele Domnului Iisus. Nouă câteodată ne place să ocolim anumite fragmente, mai ales de sărbători, ca să sune cât mai bine, cu putință, însă știți cum sună cât mai bine. Nu neapărat cât mai pozitiv, ci așa cum vrea Dumnezeu, ca viața noastră să fie plăcută înaintea Lui. Amin. Deci, am tot vorbit ca voi să găsiți între timp fragmentul biblic, dacă, apropo de treaba asta, am văzut că v-ați rugat, sper că anul acesta să veniți și cu Biblia. O soră zis amin. Fraților, ne tot gândim, acum sunteți prea mulți, vă dați seama ce cheltuială ar fi să facem aici, nu știu, un depozit de Biblie, dar și asta ar fi o variantă. Adică să lăsăm celor de la intrare, de la primire, câte o Biblie și să vă întrebe. Ai venit cu Biblia? N-ai venit cu Biblia? Acum tare mi-e frică de faptul că unii ați venit de fiecare dată fără Biblie ca să faceți rost de niște Biblii. Aș vrea ca anul care urmează, faceți-vă acest obicei bun. Știu că unii dintre voi aveți pe telefon, nicio problemă, măcar acolo să urmăriți, numai că vă rog frumos, dacă urmăriți Biblia pe telefon, după aia să nu treceți rapid pe WhatsApp, că-s cu ochii pe voi, să știți. Luca 13, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În vremea aceea, au venit unii și au povestit, au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Da? Observați, întotdeauna oamenii au fost preocupați de știri care au de-a face cu violența. Și astăzi, știrile care fac cel mai mult rating sunt cele care sunt despre violență. Ai auzit că au murit nu știu câți acolo, ai auzit ce s-a întâmplat.
Și versetul 2, Domnul Iisus le spune: credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu cred că nu întâmplător Domnul Iisus vine cu întrebarea aceasta retorică. Pentru că sunt convins că oamenii ăștia care au adus vestea, i-or fi spus: îți dai seama cât de păcătoși au fost oamenii ăștia dacă au pățit așa ceva? Și Domnul le dă răspunsul în versetul 3. Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau, și vine cu o altă știre, tot o știre de interes, tot o știre cu sânge, cu morți. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Adică toți cei 18 care au trecut prin acest accident, din câte se pare, e vorba despre un accident, și care au murit. Credeți voi că oamenii aceștia au fost mai păcătoși? Și ce răspunde Domnul? Eu vă spun, nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și acum, ca să ilustreze ceea ce a spus până acum, ceea ce sună foarte dur, foarte violent, Domnul Iisus spune o pildă, pilda smochinului neroditor. Și de fiecare dată când am vorbit despre pilde, v-am spus că pildele sunt lucruri pământești care ilustrează lucruri cerești. Lucruri de aici, de pe pământ, care ilustrează lucruri din cer. Sau lucruri materiale care ne vorbesc despre lucruri spirituale. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. Și omul acesta, în mod evident, îl reprezintă pe Dumnezeu. Stăpânul acestei vii. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis grădinarului sau vierului: iată că sunt 3 ani de când vin să caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Și acum vreau să rețineți un lucru. Smochinul pentru Țara Sfântă e ca prunul pentru Bihoreni. Adică e un pom foarte banal, foarte întâlnit, de care nu trebuie neapărat să te îngrijești prea mult ca să dea roadă multă. Ce interesant legat de smochin e că el ar fi trebuit să dea roadă de 3 ori pe an. Și spune Biblia aici că stăpânul acesta a așteptat de 3 ani. Asta înseamnă că până acum ar fi trebuit să rodească de 9 ori. Și n-a rodit, spune Biblia. A venit și n-a găsit nimic. De aceea spune în versetul 7, taie el. Dar ce să mai cuprindă pământul degeaba? Doamne, Doamne, i-a răspuns vierul sau grădinarul sau mijlocitorul sau cel care reprezintă pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Dar credeți că până acum nu l-a săpat? Ba da, până acum a aplicat toate tehnicile de grădinărit posibile, cele mai avansate și cele mai scumpe, investind în acest amărât de smochin mai mult decât au investit alții în 10 portocale, care oricum erau mai de valoare. Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Și de câte ori citesc cuvintele acestea, mă gândesc că Domnul le-a rostit în dreptul multor vieți în anul 2022. Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Mă voi îngriji de el în mod special. Îi voi da mai mult decât a avut până acum. Îl voi binecuvânta cu mai multă sănătate, cu mai multă prosperitate, îi voi da daruri și mai multe. Poate, cine știe, versetul 9, poate că de acum înainte va face rod. Dar rămâne această ultimă propoziție care lasă pilda deschisă. Adică cu un răspuns incert, cu un final, nu cum ne-ar plăcea nouă să fie happy ending. Cum ne place nouă în lumea asta în care trăim, întotdeauna finalul să fie fericit. Dacă nu,
îl vei tăia. Pentru că rămâne și varianta asta. Doamne, mai lasă-l un an. Mă voi ocupa de el în mod special. Dar dacă anul acesta nu va rodi, cum a făcut în cei 3 ani, când a refuzat să rodească, în ciuda faptului că am investit atât de mult în el, atunci îl voi tăia. 3 ani. Dacă ne uităm în Biblie, cifra 3 reprezintă perfecțiunea. Și acum ne gândim la cei 3 ani în care Hristos a slujit. Cele 3 zile după care El a înviat. Și putem să găsim o grămadă de referințe biblice în direcția aceasta. 3 ani pentru că Dumnezeu are răbdare cu unii dintre noi 70 de ani, cu unii 20, cu alții 40. Cu alții 50. Și în ciuda faptului că Dumnezeu a investit atât de mult în tine, frumusețe, talent, viață, tinerețe, tu ai oferit atât de puțin. Și parcă în dimineața asta, în după masa asta, în seara asta, se potrivește cel mai bine versurile care spun: tu tot ce aveai în lume și în cer ne-ai dăruit, și inimă, și nume, și duh nemărginit. Și în zarea albăstruie tu ce-ai luat și cât? Doar 4 rând de cuie și o rană în piept. Atât. Când Dumnezeu investește, Dumnezeu așteaptă. Un celebru personaj, nu dintre cei mai pozitivi de pe scena din România, în urmă cu ani de zile spunea o vorbă celebră: la vremuri noi, tot noi. M-am uitat la voi, m-am uitat la mine, m-am uitat la noi și am zis: bun, s-a schimbat anul. Cum vă simțiți? Vă simțiți mai pocăiți, mai puternici, mai... De fapt, la vremuri noi, tot noi. Știți care e iluzia? Întotdeauna când se schimbă anul, avem iluzia aceasta, tot aud cele rele să se spele, cele bune să se adune. Gata, zice, am îngropat anul. Da, degeaba. Ai dat cu 50 de pocnitori, degeaba te-ai uitat la artificii, la vremuri noi, tot noi, stați liniștiți. Să n-aveți cumva iluzia că dacă s-a schimbat anul, noi suntem alții. Avem iluzia asta că ne-am luat un costum nou, sau știu eu, ne-am cumpărat o haină nouă. Dar la haina aia nouă, tot noi suntem. Dacă totodată avem naivitatea celor domni care veneau de undeva dintr-o zonă sălbatică și când au ajuns undeva într-un hotel prima dată, au văzut 2 domni în vârstă urcând cu liftul și când au văzut, la un moment dat, coborând 2 tineri, au zis: aici-i de noi. Ei veneau de undeva dintr-o zonă sălbatică, nu știau cum stă treaba cu liftul, ei fiind la rândul lor mai în vârstă, au zis: intrăm în lift și devenim tineri. Au urcat în lift, au coborât, s-au uitat în oglindă, tot ei erau. Pentru că la vremuri noi, stați liniștiți, tot noi. Se spune că odată într-un an, vă mai aduceți aminte de vremea, acum întreb pe ăștia mai tomnatici, faceți, treceți cu vederea ăștia care sunteți aici la loja întâi și care sunteți acolo mai în spate puțin, sau vă mai aduceți aminte când era în ziar rubrica decese? Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, adică morți. Citeai acolo, om muri nu știu care, condoleanțe din partea Domnului nu știu care. Și mai era rubrica nou născuți. Și se felicita unii pe alții, la nou născuți evident. Și odată se spune că într-un an, un domn, în timp ce citea ziarul, și-a găsit numele la rubrica decese. S-a speriat. S-a dus la redactor și a zis: domne, nu se poate, schimbați. Redactorul nu l-a băgat în seamă. A zis: domne, cine a observat? Dar între timp primea telefoane. Eu am trăit experiența asta de vreo câteva ori, nu știu. Așa a făcut coincidența ca cineva care avea un nume asemănător cu mine să aibă un accident aici spre Satul Mare. Am primit la telefoane de la unii care mă întrebau la telefon: ai murit? Și eu le răspundeam: nu. A fi fost chiar culmea să vă răspund acum: tu ești, ios.
Unii erau și dezamăgiți așa cumva. Și omul nostru, primind și el telefoane în stânga și în dreapta, s-a dus în fiecare zi la redactor, până când în cele din urmă redactorul a zis, uite cum facem. Îți trecem numele la rubrica Nou Născuți. Și îți oferim o viață nouă. Nu, acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă l-ar fi trecut la rubrica Nou Născuți, avea el o viață nouă? Nu. Pentru că la vremuri noi, tot noi. Avem iluzia asta că vin, trec peste noi sărbătorile, nou, binecuvântat, fericit, o să fiu mai bun. Nu avem noi avântul ăsta în fiecare început de an, anul ăsta, să vezi, voi învăța mai mult, anul ăsta mă rog mai mult, anul ăsta vin la biserică, mai mult, anul ăsta nu mai mănânc cum mâncam, dar numai acum de sărbători mâncăm. Că după aia, de mâine încolo, vreo două zile, cură de slăbire. Trei. Și după aia o lăsăm pe la anul. Că zice, mă, lasă, că încă-s destul de bine. Pentru că la vremuri noi, tot noi. Vreau să vă spun ceva în această seară. Singurul care poate schimba este Dumnezeu. Singura cale spre schimbare este pocăința. Eu am avut iluzia aceasta când am început să slujesc ca pastor de-a lungul anilor, câțiva ani am păstrat-o, că oamenii se schimbă. Oamenii nu se schimbă. Doar Dumnezeu îi poate schimba și singura cale prin care se poate realiza asta este calea pocăinței. Și despre asta vorbește pilda cu smochinul neroditor. Și despre asta vreau să vă vorbesc în această seară. Ce vrea Dumnezeu să ne ofere în anul 2023? Sunt patru lucruri. Unu, Dumnezeu ne oferă valoare. Smochinului acestuia îi oferă multă valoare. Mult mai mult decât ar fi valorat în mod normal, să fim realiști, nimeni, dar absolut nimeni, n-ar fi investit într-un smochin atâta. Cine s-ar lăuda că are acasă, nu știu, un prun și băi, cât am investit eu în prunul ăsta? Ce ar zice vecinii despre tine, bă, săracu? Cât investește el în acest smochin? N-au investit alții, v-am zis, în 10 portocale. În același fel, Dumnezeu a investit în noi valoare, cu toate că unii dintre noi suntem ca Samuel, adormiți și nu conștientizăm cât de multă valoare a investit Dumnezeu în noi, până când nu înțelegem că Dumnezeu ne cheamă pe nume și până când nu suntem gata să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, sunt aici la dispoziția Ta. Vorbește, Doamne, pentru că robul Tău ascultă. Vreau să vă spun ceva legat de fiecare individ din lumea asta. Știi că șansa ca tu să existi așa cum existi? Am citit doi oameni care au făcut calculele acestea. Acum nu știu cât de exacte sunt. Imposibil să fie exacte din punct de vedere matematic. Îi puteți găsi și voi pe internet. Sunt doi domni care au calculat care e șansa ca noi să ne fi născut așa cum suntem, cu toate calitățile noastre. Matematic vorbind, știți care e șansa? Zero. Primul dintre ei a spus că e una la 400... de trilioane. Al doilea a spus că e una la 700 de trilioane. Ca tu să te naști așa cum te-ai născut, șansa, matematic vorbind, este aproape zero. Așa că faptul că tu existi este un miracol. Este o minune. Noi ne uităm la noi și ni se pare normal. Ni se pare normal să trăim. Dar știi că faptul că tu trăiești și că existi este un miracol. Deci dacă cineva s-ar apuca să facă un calcul, haideți să vă exprim și altfel. Unul dintre cei doi autori a zis așa. Șansa ca noi să existăm așa cum existăm e echivalentă cu, imaginați-vă, 2 milioane de oameni care joacă la zarul în același timp. Zarul care are 6, cred că 6 are, nu? Care vă pricepe, 6 ani. Care joacă la zaruri și fiecare zar are trilioane de fețe. Ce înseamnă asta? Cred că Vlad știe mai bine că e lipa acolo cu matematica, cu chimia, cu astea.
cu știința exactă. Trilioane de fețe. Și cei 2 milioane de oameni aruncă zarurile acestea cu trilioane de fețe în același timp și toți nimeresc același număr în același timp. Matematic vorbind, asta e șansa ca tu să te fii născut așa cum te-ai născut. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că ești o minune. Că ești un miracol. Noi luăm asta ca pe o banalitate. Ai fi putut foarte bine să nu existi. De fapt, erau mult mai multe șanse ca tu să nu existi decât să existi. Și Dumnezeu a călăuzit toate lucrurile. Dacă stai să te gândești cum Dumnezeu a călăuzit toate lucrurile ca părinții tăi să se întâlnească și așa mai departe, ca tu în această zi să existi aici cu toate calitățile tale. Din punct de vedere matematic, e imposibil de calculat treaba asta. Dar faptul că existăm cum existăm este o minune. Și vreau să vă mai spun un lucru. Orice om din lumea aceasta, indiferent cum ar fi, are o valoare. De exemplu, mă refer la oamenii ăștia, cei mai mulți dintre noi, avem mâini cu care putem apuca. Și o luăm ca pe o normalitate. Da, domne, am mâini cu care pot apuca. E ceva normal. Sigur, nu toți oamenii au mâini cu care pot apuca, dar știți că sunt cele mai multe ființe născute în lumea aceasta, n-au mâini cu care să apuce. Și totuși Dumnezeu când ne-a creat, și chiar m-am gândit la asta, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, când i-a creat mâinile lui Adam, știa că omul cu mâinile acestea într-o zi îl vor pune pe Hristos pe cruce. Și totuși ne-a creat cu mâini cu care să putem apuca. Luăm treaba asta ca pe o banalitate. Ai picioare pe care poți umbla. Bă, e o banalitate, e o normalitate. E adevărat că nu toți oamenii pot umbla pe picioarele lor. Dar luăm lucrurile acestea pe care le avem ca fiind o normalitate. Și e o normalitate pentru noi. Dar știți că sunt un miracol, ele sunt o minune. Noi așteptăm de multe ori, frate, nu a fost nu știu ce har la biserică, să se întâmple ca Domnul să vindece pe nu știu cine. Omule, faptul că tu existi e un miracol. Matematic vorbind, șansa ca tu să existi, din punct de vedere matematic, era zero. Și totuși Dumnezeu, sfidând matematica, a creat minunea aceasta existenței tale. Pentru că Dumnezeu avea un plan cu viața ta și spune și ție, cum i-a spus lui Ieremia, încă înainte să te naști, te cunoșteam. O, slăvit să fie Domnul! Ce ne va oferi Dumnezeu în anul acesta care ne stă înainte? Dumnezeu ne dă valoare! Din clipa în care am fost în proiectul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat valoare, indiferent cum ne-am născut. Și de multe ori fac referință la cei de la grupul de, cu dizabilități. Ne uităm la unii dintre ei și zicem, domne, uite, unii dintre ei nu pot umbla pe picioarele lor. Știți că poate nu pot umbla pe picioarele lor sau nu își pot folosi mâinile cum îți folosești tu mâinile, dar au alte lucruri. Și le-am cerut surorilor, Cristina și Felicia, uite, le-am cerut să îmi aducă ieri. Am zis să văd, acum nu știu, sper să nu vă stric tablou. Uite, dacă mă spune, lasă staci. Dacă mă spune pe mine să fac ceva, eu am 2 mâini stângi. Uitați-vă. Cristina, tu l-ai făcut ăsta? Da. Voi ați văzut când vin să dau mâna cu Cristina, ea nu poate întinde mâna. Și totuși a reușit să picteze asta. Mâinile ei, când trebuie să dai mâna cu ea, trebuie să întinzi mâna. Și totuși, dacă m-a spune pe mine să desenez ceva sau să fac un aranjament, cum a făcut sora Felicia, credeți-mă, ar ieși ceva horror. Vino, mai ales, te rog, să nu mă duc acolo să... Cum lucrează Dumnezeu? Noi ne uităm la unii oameni și zicem, omul ăsta nu poate umbla pe picioarele lui sau nu-și poate folosi mâinile. Și totuși, Dumnezeu pune valoare în fiecare om.
Dacă ar fi să facem o listă cu dizabilitățile noastre și cu toate calitățile noastre, fiecare om din locul acesta, de la cei care sunt în căruciorul cu rotile, până la dumneavoastră, stimați domni, domnișoare, stimate domnișoare, oameni cărora vă place să vă uitați, să spuneți, domne, cum arăți și așa mai departe, fiecare dintre voi aveți frumusețile și umbrele voastre, calitățile și defectele voastre. Și în fiecare om, Dumnezeu a pus valoare. Și vreau să vă spun că în anul care urmează, Dumnezeu va continua să investească valoare în noi. Noi ne uităm la unii oameni și îi privim așa de la distanță și spunem, la unii ne uităm cumva de sus, îi compătimim, zicem, săracul de el, săraca de ea. Vă aduceți aminte că anul trecut, chiar pe, în prima duminică, nu? L-am avut aici pe fratele, cum îl cheamă? Cum? Andreica, așa. Nu știam sigur numele și vreau să le rostesc corect întotdeauna. Andreica, care nu vede. Vă amintiți? Am avut aici un interviu cu el, am discutat plin de viață, plin de bucurie. Foarte simpatic când zice, nu o să vă supărați pe mine dacă trec peste program, zice că eu nu văd ceasul. Voi erați toți așa, șocați. Mă rog, care ați fost atunci? Cu mult umor. Zice, da, am un auz. Zice, nu văd eu bine, da, am un auz, frate Adi. Extraordinar. Și un auz muzical extraordinar. Vă aduceți aminte că ne-am închinat lui Dumnezeu împreună aici. Dumnezeu întotdeauna dă valoare. Dacă astăzi ești aici în biserică și spui, mă, dar eu n-am valoare. Pentru că ai în viața ta lucruri rele. Pentru că toți avem în viața noastră lucruri rele, dizabilități. Vreau să spun, draga mea, dragul meu, Dumnezeu a investit în tine fix la fel ca în acest mochin. A investit frumusețe, a investit putere, a investit talent. Dar pentru că Dumnezeu a investit, așteaptă. Ce ai făcut cu valoarea asta pe care ai primit-o de la Dumnezeu? Suntem noi gata în această seară să-i spunem lui Dumnezeu, așa cum a spus Isaia în capitolul 6 cu versetul 8, iată-mă, trimite-mă. Ești gata să-i spui lui Dumnezeu în această zi, Doamne Dumnezeule, vreau să stau la dispoziția Ta cu valoarea pe care am primit-o de la Tine. În al doilea rând, Dumnezeu va continua să investească în noi condiții. Dumnezeu ne oferă condiții. Ce condiții perfecte avea acest mochin să rodească, nu cât un smochin obișnuit. El ar fi trebuit să rodească de 9 ori pe an. La cât de mult investiți să pună în el? Cât de mult rod ar trebui să aduci, frate și soră? Draga mea tânără și dragul meu tânăr, cât de mult rod ar trebui să aducem noi creștinii secolului 21, când suntem cea mai binecuvântată generație din istorie? Pentru că dacă ne uităm în urma noastră, condițiile pe care le-au avut cei de dinaintea noastră nici măcar nu pot fi comparate cu ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit. Și cu toate acestea, ne uităm la roada pocăinței noastre, la roada trăirii noastre, la roada slujirii noastre și e atât de anemică și de slabă de prea multe ori, cu toate că Dumnezeu ne-a oferit condiții. Ce condiții i-a oferit Dumnezeu lui Iuda să iasă din el un apostol? Era bun la matematică, da? Avea și numele Iuda, care înseamnă lăudat să fie Domnul. Stă lângă Domnul Iisus 3 ani de zile, avea toate condițiile. Dacă te-ai fi uitat la el, ai fi spus, din omul acesta ar trebui să iasă un mare apostol. Și cu toate acestea, ce sfârșit tragic. Uitați-vă la Dima, care stă lângă apostolul Pavel, și când îl vezi pe tânărul Dima, te gândești ce predicator o să iasă din omul acesta. Și în final, apostolul Pavel să spună, din dragoste pentru lumea de aici, Dima m-a părăsit. Ce condiții avea biserica din Corint să fie cea mai pocăită biserică? Ia gândiți-vă cine predica acolo. Petru, Pavel, Apollo. Și totuși, dacă citiți unul corinteni, te doare capul. Și spui, Doamne Dumnezeule, păi ăștia ar fi trebuit, la ce condiții au avut? Dar pe de altă parte, mă uit la Ioan Botezătorul, ce condiții are? Îi mor părinții, bătrân fiind, probabil crește destul de sălbăticit undeva în pustiu,
cu niște costume care nu cred că veneau foarte bine din păr de cămilă, cu un meniu de lăcuste și totuși Domnul Iisus să ajungă să spună despre el, este cel mai mare om născut din femeie, cel mai mare proroc. Am senzația câteodată că toate condițiile pe care Dumnezeu ni le oferă nouă, în loc să ne facă mai roditori, câteodată ne fac doar mai mofturoși. Ce condiții? A, frate, păi aerul condiționat, păi da... Mi-aduc aminte și astăzi cu cât drag mergeam la biserică, câteodată călătorind pe jos kilometri cu zăpadă mare afară. Nu ni se părea mult să stăm în casa lui Dumnezeu o noapte întreagă în care chiar dacă eram copii, de multe ori simțeam prezența lui Dumnezeu, îmi amintesc de felul în care bunicii noștri veneau la biserică și cu ochii plini de lacrimi îl lăudau pe Dumnezeu, nu aveau cântăreți cum avem noi astăzi, nici predicatori, nici pe departe. Și totuși, roada pocăinței lor părea parcă mai puternică, mai profundă, mai adevărată. Ce condiții avem noi spre deosebire de ei? Și cu toate condițiile acestea pe care Dumnezeu ni le oferă, cât de mult rod aducem noi înaintea lui Dumnezeu? Oare nu cumva condițiile acestea ne fac mai mofturoși, exact cum îi fac pe copiii noștri, cărora le oferim toate condițiile pe principiu dacă n-am avut noi să aibă ei? Dom'le, dacă n-am avut eu să îi ofer lui și în loc ca lucrul ăsta să-l facă câteodată mai puternic, îl face mai slab. Cât de mult a investit Dumnezeu în generația aceasta și cât de mult așteaptă Dumnezeu de la voi, dragi tineri, pentru că niciodată cunoștința cuvântului lui Dumnezeu n-a ajuns la nivelul care există astăzi. Când în urmă cu ani de zile, cu greutate, găseai o Biblie, iar astăzi ai o mulțime de Biblie într-o grămadă de traduceri, când astăzi ai la dispoziție mii de predici pe care le poți asculta, dacă vrei non-stop, 24 din 24, nu poți face altceva decât să asculți predici. Condițiile pe care Dumnezeu ni le-a oferit nouă sunt cele mai prielnice, cele mai bune din istorie. O, ar trebui să cântăm. Oameni dragi, la ce cântăreți avem în locul acesta? N-ar trebui să stăm mofturoși așteptând ca Vlad sau un alt predicator sau cineva din locul acesta, un pastor sau cineva să vină să ne spună hai cântați, hai rugați-vă. La condițiile pe care Dumnezeu ni le-a oferit nouă din toate punctele de vedere, ar trebui doar ca cineva să vină în față și să ne spună acesta e motivul de rugăciune și toată adunarea să izbucnească în rugăciune. Și totuși, în mod ciudat, trebuie să dăm îndemn de nu știu câte minute și să ne rugăm câteva secunde. Și mă gândesc la vremea în care te ridicai în picioare la timpul de rugăciune și era un îndemn destul de slab. Dacă astăzi îndemnul acesta ar fi dat în bisericile noastre, probabil că am strâmbat din nas cei mai mulți dintre noi, dar toată biserica era aprinsă de prezența lui Dumnezeu și oamenii nu se mai opreau din rugăciune. Avem condiții. Cum n-a avut vreo generație în istorie, motiv pentru care cred că Dumnezeu așteaptă de la noi mai mult decât au oferit părinții noștri și bunicii noștri. Cât ești de talentată, cât ești de talentat, ce șanse ai să-ți înflăcărezi darul astăzi? Uite, de exemplu, să înveți să cânți la chitară, ce ușor e astăzi, nu mai trebuie să găsești neapărat nu știu ce profesor, intri numai pe YouTube și găsești o grămadă de chestii acolo, să înveți să cânți orice lucru pe care vrei să-l faci pentru Dumnezeu, astăzi îl poți face mult mai ușor, ai o grămadă de informații, poți să faci cât mai bine, motiv pentru care nu înțeleg chestia asta, unii dintre noi ne mulțumim cu chestii mediocre, cu lucruri mediocre. Cu toate că Dumnezeu a investit în noi atât de mult și vreau să vă avertizez. Pentru că predica din această seară e un avertisment. Când Dumnezeu oferă, așteaptă. Dumnezeu n-a investit vocea aia în tine degeaba. Dumnezeu n-a investit în tine abilitatea aceea degeaba. Dumnezeu n-a investit în tine tot ce ai investit degeaba. Dumnezeu nu ți-a dat tinerețea degeaba. Dumnezeu nu ți-a dat sănătatea degeaba. Dumnezeu, dacă ți-a dat picioare, ți-a dat să umbli cu ele pe calea lui sfântă. Dacă Dumnezeu ți-a dat mâini, ți-a dat mâini nu ca să pălmuiești și să-i ridici pe cei ce sunt căzuți. Deci ți-a dat Dumnezeu voce, ți-a dat ca să poți să proclam cuvântul lui sfânt. Și când Dumnezeu investește, Dumnezeu întotdeauna așteaptă. Și vreau să vă garantez ceva, că n-a fost odată în istorie vreo generație care să aibă condițiile pe care le avem noi astăzi și cu toate acestea ne uităm la roada noastră. Dumnezeu a investit în noi condiții. Suntem gata să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să valorificăm condițiile acestea. Să nu ne facă mofturoși.
Să nu ne spun, a, mie nu mi-a plăcut cântarea asta, că nu s-a auzit nu știu cum sunetul într-o parte, chitaristul ăla nu știu ce, fratele ăla de ce-o ridica mâna, și suntem mofturoși. Vă spun ceva, mi-aduc aminte cum se cânta în biserică, uite ce chitări avem și tot felul de chestii, mi-aduc aminte cum se cânta o chitară, prima chitară pe care am văzut-o eu, era și spartă pe undeva pe mijloc, o singură coardă cânta, nu-i zic numele, poate mai trăiește, nu-i zic cu poreclă, că așa cu poreclă îl știe, Petrea, îi zicea, cânta la chitara aia cu o singură coardă, solo pe chitară. Nici coarda aia nu era bine, așa era, cânta poporașul meu, poporașul meu, poporașul meu, și atât. Cântau frații la acordeon, trei acordioane, patru game, două, trei saxofoane. Nu erau profesori de muzică, fiecare cu gama lui. La sfârșit ziceau gama harului. Bunica zicea, tu l-ai, Doamne, tare cântă. Mi-aduc aminte și astăzi. În principiu, chiar dacă nu cântăm bine, dar măcar să cântăm tare. Dar știți cum cântau? Toată adunarea cu ochii plini de lacrimi, ridicau mâinile, lăudau pe Dumnezeu, se rugau. Și oamenii ăștia fac o grămadă de repetiții, vin aici în față, predicatorii se pregătesc o săptămână pentru o predică, fac studii teologice, peste studii teologice, peste studii teologice. Nici ăia la medicină nu fac atâtea studii teologice cât ne chinuim noi să facem. Și la final ne uităm la rezultat și zicem, Doamne, unde e chitara aia fără numai cu o coardă? Pentru că Dumnezeu când investește, să știți că nu o face degeaba. Noi ar trebui să înțelegem că toate aceste facilități, uitați-vă și la sala asta, toate facilitățile pe care le avem sunt pentru că Dumnezeu are un plan cu noi. Al treilea lucru pe care Dumnezeu ne-l oferă, în al treilea rând, Dumnezeu ne oferă valoare, Dumnezeu ne oferă condiții și Dumnezeu ne oferă timp. Doamne, mai lasă-l ca să-i hai la pian, să nu mă lungesc. Trebuia să scrie Marius acum, dar zic eu, hai, la pian. Uită-l. Domnul să-l binecuvânteze. Puteți să-l aplaudați și pe el, că face treabă bună, să știți. Merge el așa mai încet, dar... Domnul zice, încă un an. Încă un an. Dumnezeu ne mai dă un an. Ce faci cu timpul lui Dumnezeu? Voi vă aduceți aminte de un om care primește de la Dumnezeu un dar, nu un an. Știți cât primește? 15. Știți ce face în aia 15 ani? Își distruge viața. Vă aduceți aminte de cine vorbesc? Dacă da, dați din cap să știu că nu... Da, vă aduceți. Un rege care se îmbolnăvește subit și la un moment dat vine Isaia și îl anunță. Pregătește-te! Pune-ți casa în rânduială! Că Dumnezeu a hotărât să te ia și se întoarce cu fața către perete și se roagă. Doamne, ai milă de mine! Și Dumnezeu îi lungește firul vieții 15 ani. 15 ani în care își distruge viața. 15 ani. Tu ce vei face cu timpul lui Dumnezeu? Întotdeauna când moare cineva, știți care e întrebarea care vine în mintea noastră? Întotdeauna când moare cineva, întrebarea este... De ce a îngăduit Dumnezeu să-l ia pe omul acesta? Dar nu întrebarea corectă. Știți care e întrebarea corectă? Întrebarea pe care mi-o adresez de fiecare dată când trecem printr-o tragedie. Nu-i de ce Dumnezeu a hotărât să ia un om tânăr din lumea aceasta, ci de ce Dumnezeu mi-a dat viață mie încă un an. Noi ne întrebăm întotdeauna când trece prin necazuri, prin probleme. Și mai ales când se întâmplă o tragedie, o dramă de felul acesta și când Dumnezeu hotărăște să ia un tânăr acasă, întotdeauna ne întrebăm de ce a îngăduit Dumnezeu asta. Nu e întrebarea corectă, să știți. Știți care e întrebarea corectă, dreaptă în locul nostru? Doamne, de ce ai spus în dreptul meu? Și nu spun în dreptul vostru, că... Vă știe Dumnezeu pe fiecare dintre voi. Eu îi spun lui Dumnezeu în dreptul meu, Doamne, de ce ai decis ca eu să mai trăiesc încă un an?
Și răspunsul e unul simplu. E că Dumnezeu are un plan. Dacă Dumnezeu te-a ținut cu viață anul acesta, dacă Dumnezeu a investit în tine timp, când Biblia spune în Efeseni 5:16, răscumpărați timpul, la asta se referă. De ce Dumnezeu a îngăduit ca tu să trăiești până la vârsta aceasta? De ce Dumnezeu te-a ținut pe tine cu viață? Oricum viața asta e atât de scurtă și până la urmă cu toții va trebui să plecăm de aici. Dar când Dumnezeu îngăduie ca noi să trăim, nu știu, 30, 40, 50, 80 de ani, Dumnezeu îngăduie cu un scop, întrebarea mea, ce facem cu timpul lui Dumnezeu? Rodim doar pentru noi? Și în anul 2023 o să te gândești ce să mai faci acasă, încă o cameră, ce termopane să-ți mai pui, ce terenuri să-ți mai cumperi. Oare nu te-ai gândit vreodată că s-ar putea la un moment dat să se audă vocea lui Dumnezeu, cum s-a auzit în dreptul acelui bogat care își punea în plan să-și dărâme hambarele, cu toate că sufletul lui era gol, dar hambarele erau pline. Și s-a gândit cum să facă treaba asta și se aude vocea lui Dumnezeu care îi spune, omule, nebunule, la noapte ți-am luat sufletul. Pentru că Dumnezeu are un timp cu fiecare dintre noi. Să știți că harul lui Dumnezeu nu e nelimitat pentru noi. Noi avem senzația asta că Dumnezeu va avea răbdare destul. O, lasă-mă, frate, că Dumnezeu mai are încă timp. O, lasă că mă mai distrez, văd eu cu botezul cum o să fac anul viitor, lasă că văd eu cum rezolv treaba asta, vreau să spun ceva, dragul meu, răbdarea lui Dumnezeu are o limită, Doamne, mai lasă-l un an, răsună vocea lui Iisus Hristos și în dreptul vieții tale, mai lasă-l un an, dar dacă nu va aduce rod în anul acesta, taie-l! Ce facem cu timpul lui Dumnezeu? I-am spus lui Dumnezeu anul acesta, mai mult ca niciodată, Doamne, nu știu cât vei îngădui să trăiesc în lumea aceasta. Dacă vei îngădui să mai trăiesc un an, 2, 3, 10, 30, Doamne, vreau să aduc slavă numelui Tău. Nu vreau să-mi bat joc de timpul pe care Tu mi l-ai dăruit, nici de valoarea pe care am primit-o de la Tine. Și dacă Dumnezeu ți-a dăruit o valoare, eu nu pot să slăvesc pe Dumnezeu pentru valoarea pe care ai primit-o, dacă valoarea aceea n-aduce slavă lui Dumnezeu, ci se aduce doar ție bani și valoare și faimă. Voi da slavă lui Dumnezeu pentru toți oamenii care au primit o valoare de la Dumnezeu și care o folosesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru toți oamenii frumoși care își dedică frumusețea lor lui Dumnezeu. Pentru toți oamenii talentați care ar putea să facă o grămadă de bani cântând în lumea aceasta, dar care își dedică talentul lor lui Dumnezeu. Pentru toți oamenii care au primit ceva de la Dumnezeu și ceea ce au primit, dau mai departe pentru slava lui Dumnezeu, aducând slavă lui Dumnezeu. Pentru asta voi zice, lăudat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Luminii, de la care avem toate lucrurile bune pe care le avem în viața noastră. Dar lucrurile acestea bune pe care le avem în viața noastră, ele trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Ele nu trebuie să le folosesc în primul rând ca eu să fiu mai tare, ca eu să fiu mai cunoscut, ca eu să fiu cineva, nu, ci pentru ca El să fie glorificat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că aici în Biserica Lumina sunt oameni care au dăruit, care s-au dăruit și care au dăruit din ceea ce Dumnezeu le-a dăruit, din valoarea pe care au primit-o de la Dumnezeu, pentru ca să aducă slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu ne mai dă, nu știm când, încă un an. Al patrulea lucru, și cu asta voi încheia, Dumnezeu ne oferă purtare de grijă. Valoare, condiții, timp și purtare de grijă. Doamne, uite cum facem. Mai lasă-l un an, pentru că o să-i port de grijă în mod special. Vă aduceți aminte de Avram, care se duce în țara Moria, înspre muntele pe care îl călăuzește Dumnezeu, și când Dumnezeu, știți toată povestea biblică, numai și pruncii o știu, dacă mă duc cu microfonul la ei și întreb. Vă aduceți aminte cum Dumnezeu întinde mâna în ultima clipă
Vă amintiți cum numește Avram locul acela? Cum îl numește? Cine își aduce aminte? Mi se pare că e Geneza 22 cu 14. Cum îl numește? Iahve Ire, Dumnezeul care va purta de grijă. Nu muntele acela ajunge să se numească la muntele unde Dumnezeu va purta de grijă. În anul care ne stă înainte, așa cum s-a întâmplat și în anul 2022, Dumnezeu e gata să ne poarte de grijă. Și să fim în situația aceea despre care se vorbea aseară cu Daniel, vă aduceți aminte de regele Babilonului care se tot uita și își verifica matematica de clasa 1, tot număra câți erau acolo în flăcări și număra 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și îi zice, îi dă un cod la șeful soldaților sau știu cine a fost acolo lângă el și îl întreabă, zice, n-am aruncat noi 3, dar de ce-s 4? 1, 2, 3, 4. Dar 4-lea are chipul unui fiu de Dumnezeu. Pentru că prin orice cuptor vei trece în anul 2023, Fiul lui Dumnezeu va fi prezent acolo. Iahve Ire va fi prezent acolo. Dumnezeul care poartă de grijă va fi prezent acolo. Și ceea ce Dumnezeu ne-a oferit în anul 2022 și în anul 2021 și în anul 2020 și în fiecare an de când ne știm până în ziua de astăzi este providența Lui, purtarea Lui de grijă, slăvit să fie în numele Lui. Aș vrea în această seară să ne apropiem de jertfa Domnului Iisus. Aceasta este dovada că Dumnezeu a investit în noi. Mai mult de atât nu se putea. L-a dat pe Fiul Lui să moară pentru noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom cânta împreună și apoi ne vom apropia de cina Domnului. În anul 2023, ca în anul 2022 de altfel, Dumnezeu ne-a dat valoare. Dumnezeu ne-a oferit condiții. Dumnezeu ne-a dat timp. Și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. E gata să o facă și în anul care ne stă înainte. Aș vrea să ne închinăm Lui. Aș vrea să venim înaintea Lui și apoi să ne apropiem de cina Domnului. Acolo unde sunteți, aș vrea să rămâneți în atitudinea aceasta de închinare. Dacă doriți, puteți să stați cu ochii închiși. Pentru că eu îmi doresc ca fiecare cântare din locul acesta să fie o rugăciune. Nu degeaba numim timpul de cântat, timpul de închinare. Adică e timpul în care ne rugăm, comunicăm cu Dumnezeu. Haideți să venim înaintea Lui și să-I spunem, Doamne, acum când nu știu încotro să apuc, așa cum s-a întâmplat și cu noi în anul care a trecut, Doamne Dumnezeule, Tu ai fost cu noi, Tu ne-ai purtat de grijă.